pornit spre parc de la Pas, Parcul Păcii, unde este o activitate foarte interesantă, la care participă mai multe saloane de coafură, iar cei care vor să se tundă plătesc doar 7 euro tunsoarea, iar banii strânși se donează unei asociații care ajută persoanele cu dizabilități să facă sport. Frizeria mobilă din Parcul Păcii. Lumea se coafează chiar. Alții se tund. Până și primarul a venit să tundă în față. S-a trecut de ora 1 până la ora 1. Era prevăzut evenimentul, dar încă se continuă. Preză 9. Preză 9. E Marta? Da. Te-ai tuns? M-am tuns cu 7 euro. Tipa mi-a zis că astăzi a tuns timp de 4 ore 10 persoane. Eu am fost a 10 persoane. Blana. Mis pensamientos corrieron a una distracción. Gândurile mele au fugit spre distracție. Duminica pe insulă. Duminica pe insulă, super liber. Ieri a plouat în ultimul hal. Nisipul din Sahara se poate observa pe motociclete și mașini. Și un mare mesaj aici, respectați Timișoara, un sticker pe stâlp. Vor în stadion în Timișoara. Nisipul din Sahara. Dacă tot suntem aproape de deșert, mai avem asemenea ploi în zonă. El 3 și el 8 merge în San Antonio. Nisipul saharian a făcut ravagii. Toate mașinile sunt super jegoase. Mergem la Cala Tarija, UL5, până la ora 9:30. Biletul costă 2,90 €. Ce bine că e gratis, nu? Ne ruinam fiecare zi. Spre Cala Tarija. Cala Tarija. Se poate observa și puțin din Izvedra. Cala Tarija, unde am avut primul job acum 17 ani. Împărțeam plinante pe plajă. Și pe aici a lovit nisipul saharian. Toată lumea crede că sunt italieni. Italieni, au venit italienii.
Ulei, fun. Faluri mari. Full de lume. Valuri serioase. De la Cala Tarida se poate merge 2 km pe jos până la Time and Space și poarta. Acolo mai este Cala Codolar și Lentia. În față Cala Coral, portul Coral Mar. Asta e frumos, te bagi la o cazare undeva în Cala Tarida sau aici în Cala Coral, îți lași barca în port? Barca solară, orice fel de barcă. Îți parchezi bărcuța sau îți transform locul în cazare, într-o garsonieră. Wow, ce calume! Mergem în direcția furnicilor. Drumul bun, pe drumul cu inima. În față se vede și puțin din Ezvedra. Și în dreapta se aude un mare party. Se aude muzichia. Time and Space. Aici este cineva cu o proprietate imensă. Are nu știu cât, zeci de mii de metri. Ezvedra se vede mai bine.
În față se poate observa Stone Age-ul din Ibiza. Vii la un after party în dreapta și după te retragi la Stone Age-ul din Ibiza. Suntem pe coasta vestică a insulei și în fața noastră se află Time and Space, o operă de artă contemporană făcută de un artist din Australia. Dacă n-am ajuns la Stone Age, l-avem aici în Ibiza. Mai devreme n-am putut să venim pentru că era un grup de băieți care încercau să arunce cu pietre sus, în vârf, să nimerească. Sunt 13 coloane. Iar cea din mijloc are în vârf aur. Aur. Aurul dacilor. Combina diferite elemente din astronomie, geometrie sacră și frumusețea naturală de lângă Cala Lentia. Medităm. Într-un loc ca acesta pot să meditez la faza că suntem doar o mică parte din univers, o chestie foarte, foarte minusculă. Sau pot să ascult niște muzică de la after-ul din spatele nostru. Acum întrebarea e dacă generațiile viitoare o să găsească frumusețea și misterul acestor coloane sau or să-și dea seama pur și simplu a fost construite de X, de Y ca și noi. Cu siguranță că or să afle din start că au fost construite de niște artiști, la fel cum multe pietre din trecut erau construite de diferite civilizații ca să lase în urmă mister sau adevărul. Adevărata măreție nu se măsoară doar în piatră și aur, ci în amprenta pe care o lăsăm în inimile și mințile celor care vor veni după noi, dragi prieteni. Se pare că acest artist a lăsat ceva imens. A avut și cașcaval, pentru că găseai o grămadă de cașcaval sau să găsești niște funduri. Pentru că pietrele astea nu sunt chiar foarte ieftine, dar dacă ai un palat cum e ăsta din spatele nostru, care se întinde pe câteva zeci de mii de metri pătrați, îți permiți să bagi o operă de artă lângă. Această operă de artă este creată de Andrew Rogers în anul 2014. Furnicile n-au urmărit până aici. Am mers după furnici și ne-am adus fix în locul ăsta. Cea mai înaltă coloană are 20 de metri și în vârf aurul dacilor. Este un ceas solar. Acum putem să ne dăm seama că de ceasul. Cât e? 6:30. Trebuie din fata să dai seama. Un loc bun de văzut apusul. Acum să căutăm și porțile cerului. Puerta del cielo, poarta cerului, să vedem pe unde e băgată. N-am mai fost de ceva timp prin zona.
arată la greu în zona asta. Pe aici era intrarea spre Time and Travel. Time and Space. Time and Space. Un mozaic foarte vechi. Și poarta. În față e Svedra. Cala Lentia. Plus Cala Codolar. Stai aici, se închide tripul pe ziua de azi. Ce liniște și pace la Cala Codolar. Doar că trebuie să fie echipat cu încălțări de apă. Sunt pietre. Ultimul bus de la 9:30.